Salut! Bine ați venit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în acest tutorial vom vedea cum personalizăm meniul contextual din Windows. Această metodă funcționează pe Windows Vista, Windows 7 și Windows 8. Mai exact, vom vedea cum adăugăm funcții noi în meniul contextual de la Send To. De exemplu, când vom da click dreapta pe un fișier, avem Send To, avem Desktop și celelalte opțiuni. Ei bine, noi vrem să mai adăugăm alte opțiuni, de exemplu, nu știu, Dropbox, SkyDrive și așa mai departe, cum adăugăm, dar astăzi vom vedea cum adăugăm send-ul către o partiție, către orice loc din calculator, da? Pentru a adăuga în acele servicii de stocare online, trebuie să le aveți instalate, ele se vor face un fișier, un folder, undeva prin document sau libraries. Ei bine, trebuie să creați o scurtătură și să o puneți unde vă arăt acum. Apăsăm tasta Windows și R pentru a ajunge la Run. Da. Dacă aveți Windows Vista Start și scrieți Run sau 7 la fel și tastăm %updata% / Microsoft / Windows / Send To. Oricum o să aveți această cale în textul tutorialului, dăm OK și am ajuns la acest folder. Când vom da click dreapta pe un folder Send To, vom vedea că avem aceleași opțiuni ca aici, mai puțin câteva, dar în fine, acelea vin default, nu cred că putem să le modificăm. Ei bine, ce facem? Păi, va trebui să creăm un shortcut. De exemplu, vreau să trimit un fișier către partiția F, de exemplu, click dreapta, copy, click dreapta pe partiție copy, haideți să o deschidem, dăm click dreapta în acest folder, paste shortcut, click dreapta, rename și dăm ce nume vrem, de exemplu, o să las local disk F. Test tutorial, dăm enter și vreau să trimit acest fișier către acea partiție, o să minimizez, ok, click dreapta, send to, local disk F, test tutorial și mi-a făcut o copie, am să-l șterg pentru că mai am o dată pe desktop. Cam atât a fost pentru acest tutorial, voi puteți face shortcut la orice folder, da? Eu am fost Vlad, voi sunteți la tutorialevideo.info, la revedere!